Cine o face să alege o președinție ce înțelepte? Din priză. Domnul Conte Lumini. Lumini. Cine este pe domnul Luiza? Doamna Drag. Doamna Drag. Ce-și vreau că vine? Da. Da. Da, stimați colegi, pe ordinea de zi avem hotărâre de proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren cu suprafața de 4869 metri pătrați, situat în Intravilat, comuna Urechești, lângă școală. Așa, și al doilea. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statutului de funcții a aparatului de specialitate al primarului. Adică se aprobă transformarea funcției publice vacante de consilier clasă 1 grad profesional principal în cadrul comportamental juridic în postul de bibliotecar studii superioare. Supunem la vot procesul verbal de luna trecută, în ședința de 30.09.2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? De el. 11 sunt prezenți. Nu? Fără 11. 11, luăm gușă cu stanciu. Da. Începem cu proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de teren. Dăm cuvântul domnului secretar? Era. Sau? Era bine dacă era inițiatorul proiectului, deci domnul primar. Păi domnul primar are lucruri că treabă cu ceva de la Vacău. Și care proiect o luăm acum? Teren. Teren. Da, poate să putem să mai stăm pe domnul primar și să luăm pe alaltă. Atunci, celălalt, punctul 2, cu schimbarea Consiliului. Da, luăm punctul 2, păi pe afară de păi da, ați avut și pe comisiile de specialitate proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție. Aici, domnul primar a propus transformarea funcției publice vacante de consilier clasa 1 grad profesional principal în cadrul compartimentului juridic, în postul contractual de bibliotecar studii superioare. Aici urmând să se desfășoare procedura legală de ocupare sau de recrutare prin concurs. Cam asta ar fi. O pune mă din cheaua asta. Păi ți-a pus o cadă. Dar vin din priză și toate din priză. Cine va să le dai reglată la 24 de grade? Se poate lua cuvântul pe baza proiectului? Da. Cine se înscrie la cuvânt? Deci nu se înscrie la cuvânt. Cine se mai înscrie la cuvânt? Eu. Momentan, pe parcurs cu ședințe, poate să mai adaug, cu domnul Andrei. Și mă da, și următorți. Domnul Gurău, aveți cu doamna președinte, legătură cu proiectul de hotărâre, aș vrea să venim cu un singur amendament aici, adică îmi spune bibliotecar studii superioare. Să menționăm studii, adică să fie profesor de limba și literatura română, de istorie, și eventual să cunoască ceva din străină. Atâta vreau să adaug. Da, mi se pare corect. Mulțumesc mult. Domnul Mărcuț? Da, președinte, din punctul meu de vedere, domnul Gurău a spus ceea ce vreau să spun și eu, că la studii superioare se facă mențiunea că studii superioare poate fi doctor veterinar. Exact. Deci, studii superioare în domeniu. În domeniu. Deci, studii superioare în domeniu, pentru că... În domeniul... literaturii sau... domeniul literaturii, a istoriei... Specializate istorie... Adică a facultate de litere, facultate de... Deci,
sale. Facultățile umanistice. Așa. Umanistice, sigur. Facultățile umanistice, ca să nu fie... Ați văzut, vă duce mai sunt da. Colegii acolo, deci, într-o așa ceva, colegii bibliotecari. Pentru 3 ani de zile, de pildă și poate cu facultate. Da, deci în specialitate, deci studii superioare în specialitate, scurt și la obiect, n-are bota. Specialitate, nu știu dacă în codul muncii este prevăzut pentru bibliotecar. Bun, doamna președinte, eu cu dumneavoastră mă adresez, dumneavoastră discută prea și vă rog să luați atitudine. Domnul Corum, dar vreți mă înscriți la cuvânt. Lăsați-l cu domnul Marcos să-și pună cuvântul. Deci asta ar fi una din probleme. A doua problemă, noi am stat foarte, foarte, foarte mult și ne-am chinuit ca să facem un post de jurist pe lângă domnul secretar ca să-i ușurăm, așa zis, munca. Acum luăm postul de jurist și îl transformăm în postul de bibliotecar. Ce facem cu postul ăsta de jurist? Când îl mai înființăm și când îl mai ajutăm și pe domnul secretar ca să aibă un sprijin. Deci, cred că poate să ne dea răspunsul domnul Cuma, deci, tot a ajuns. Da. Deci, nu, deci, eu, din punctul de vedere, sunt de acord ca să transformăm acest post în post bibliotecar, pentru că este o necesitate de urgență, probabil, așa. Iar în ceea ce privește locația, să încercăm să-i dăm drumul, dar îi dăm drumul după ce avem omul pe post, probabil. Dar până când vine omul pe post, să fie amenajat totuși locația, biblioteca. Era problema, domnul primar, că dumneavoastră ați venit, am pus problema, că postul ăsta care l-am transformat noi din, la compartimentul juridic, noi ne-am chinuit o grămadă ca să-l faci, să-l ajutăm pe domnul secretar să facem un post de jurist și acolo l-am transformat în bibliotecar. Eu sunt de acord cu postul ăsta de bibliotecar să transformă, dar să încercăm o cale legală ca să, să facem și postul de jurist. Că vedeți că este niciodată. Deci asta era problema, nu altă. Bun, deci, din punctul meu de vedere, doamna președinte, eu asta am avut de spus. Eu răspund de la zestul la tot. Da. Domnul Andrei. Să de acord cu postul de plecare. Dar eu mă întreb. Avem în spațiul respectiv, e dotat la ora actuală, că am înțeles că încep de mare adlecul. Pentru... Avem biblioteca? Eu știu că nu avem. Eu, ca consilier, știu că nu. Dacă avem, merge după asta și mi-ar sta și mie biblioteca unde angajăm bibliotecarul. Dacă facem, eu votez. Nu știu locația? Nu știu locația, nu știu cărți, nu știu nimica. Deci aș vrea să știu și locul unde activează respectivul. În primărie, ajută pe aici hârtiile, mai plimbă hârtia sau are biblioteca lui? Internet s-a tras într-o sală în care nu se știe. Asta vreau să știu. Deci atâta vreau să știu. Dacă e locația pregătită pentru bibliotecar, că îl scoate la concurs, dar să avem și ce, să aibă omul la activitate, că nu putem să-l ținem așa. Că știi că concursul și nu are cum să... Asta vreau după ședință, dacă poate să-mi arăte locația. Domnul Cumoare, aveți cuvântul? Ați răspuns la... Detaliat. Mulțumesc, doamnă președinte. Bă, n-am vorbit de vreo două luni de zile, da, și trebuie să vorbesc mai mult. Am dreptat. Da. Să încep cu biblioteca. Deci spațiul de bibliotecă e fosta sală ceremonie. De ceremonie. Înțetim asta degeaba. Deci am început să facem dotarea, ceea ce trebuie pentru a deveni, să spunem, o bibliotecă funcțională. Mobilierul, trebuie să mai aducem și scaunele ca să fie treaba în regulă. O să trebuiască și sistem informatic cu care să ne facem treaba. Prefer aici la calculatoare și toate și mai. O altă chestiune. Înființarea postului nu înseamnă că mâine o să angajăm persoană. E o chestiune de tehnică și de legalitate, în așa fel încât să pregătim premiza ca din anul viitor să poată să înceapă activitatea în biblioteca comunală. Cel care va fi bibliotecar nu va muta hârtiile de colo-colo în primărie, va avea un program în așa fel conceput,
și aprobat și de Consiliul Local, ca să nu am discuții cu cineva, în așa fel încât să fie la dispoziția oamenilor și a copiilor, în special, dar printr-un program, eu îl văd de după ora 12 până la seara. Pentru că după ora 12, în general, oamenii se duc și la mai citesc, se mai delectează, se fac și alte activități din astea de recuperare, să spunem, mental. Dar, biblioteca nu trebuie privită doar ca pe un acces la o carte sau la un calculator. Trebuie un set de măsuri și de activități pe care cel care va ocupa funcția trebuie să o facă. El trebuie să fie într-o interacțiune totală cu școala, în primul rând, dar numai cu școala. Și o văd în bibliotecă și un mijloc de divertisment pentru cei mai tineri. Și numai pentru cei tineri și pentru cei mai în vârstă. Va fi o chestiune mai complexă și o să vedeți că am dreptate. Și vreau să-i atrag și pe cei care stau toată ziua în bar. Sau mai mult prin bar. Deci văd în bibliotecă și un mijloc prin care să citească, văd un mijloc în care poate să joace și un șah, văd un mijloc în care poate să și un remi, dacă e cazul, văd un mijloc în care se vine să informeze la un calculator. Cultural. Așa. Un centru cultural. Are 50 de locuri calculate la mese și deci este suficient în care se încapă, dacă e cazul, chiar și două clase de copii și trei clase de copii de la școală, dar și foarte mulți oameni din localitate. Pentru că eu am văzut ceea ce s-a întâmplat cu centrul de documentare și de informare. Eu, acum nu vreau să mă laud, dar atunci când s-a făcut, eu am mizat pe ideea că trebuie să fie deschis cât mai mult către cetățean. Deci centrul de informare și documentare nu poți să limitezi doar la nevoia școlii. Centrul de informare și documentare pe care l-am făcut noi acolo trebuie să fie disponibil la toată comunitatea, să aibă acces la multă, multă informație. Deci, încă o dată repet, biblioteca înseamnă mai mult decât o adunare de carte într-un raft și mai mult decât o persoană care stă pe un scaun și să aștepte din întâmplare să-i vină cineva. Nu văd așa lucruri. Vă mulțumesc. Legat de jurist, sunt două chestiuni diferite. Așa cum se prezintă situațiile la momentul ăsta, văd mai util să nu angajăm un jurist. Pentru că prima problemă care apare este că în situație, se spune că primăria ar avea nevoie de asistență juridică în instanță, dar și de o competență mai mare, nu poate să o mai facă legal, pentru că nu ai voie să ai relații contractuale cu nimeni, cu clase de avocatură, cu un avocat de specialitate, în poziție în care ai și poziție juridică ocupat. Secretarul nu este jurist. Secretarul este secretar. Păi, el chiar dacă are studii de știință juridice, el nu înseamnă că este juristul comun. Păi nu. El este secretarul comun. Deci, în pânțele astea, eu văd lucrurile cam așa și cred că nici nu este rău. Pe parcurs o mai vedem. Da? Mulțumesc. Păi da, deci ideea tocmai asta a fost, că noi în principiu am fost că în afară de funcția de secretar am ființat postul de jurist ca să vină cu competență juridică. Am înțeles. Acum dacă s-a transformat postul și așa, e foarte bine, nu e nicio problemă. Problema este că noi avem proiectul de hotărâri care nu a luat post și am luat și noi atitudine pe marginea proiectului de hotărâri. Iar informațiile dumneavoastră acum, precum că în afară de a te prezenta să citești o carte, în afară de astea, faceți un fel de centru cultural, adică de deschidere pentru, și pentru alte preocupări, nu numai de citit cartea, cum ați spus dumneavoastră, un joc de table, de șah, de, este foarte, foarte, foarte binevenit, de acord. Da. Deci asta a fost problema. Eu am mai discutat și cer scuze că mai intervin o dată. Am avut și discuții cu bibliotecari din alte localități rurale. Și am văzut felul în care puneau și ei problema și felul în care gândeam eu. Și să știți că mi-au dat dreptate. Nici pe departe, biblioteca nu poate fi considerată un loc în care trebuie să stea o persoană acolo. Biblioteca trebuie să fie altceva. Da, vă mulțumesc. Domnul Porumb, s-a întâlnit și domnul Porumb la discuții legate deci, de proiectul. Am înțeles că se dorește un post de bibliotecar din activitățile prezentate de
domnul primar, cred că nu bibliotecar ar trebui să, să numească persoana sau funcția respectivă. Deci ca să mă duc să joc sac, remi, nu știu, mă duc și în weekend, că un program de ăsta probabil o să fie solicitare în weekend, decât în timpul săptămânii, când oamenii au alte activități. Deci nu prea ar fi compatibile activitățile care le-ați enumerat cu funcția de bibliotecar și cred că ar trebui găsită cumva altă denumire care să cumuleze sau desfășoare activitățile prezentate. Nu, n-ați ascultat în totalitate ce am spus eu. Deci eu am spus așa, că pe lângă activitatea de bibliotecă, care presupune activități culturale, interacțiunea cu școala, interacțiunea cu comunitatea, tot felul de lucruri care se atragă spre lectură, pot fi făcute și alte activități care se atragă de oameni și se scoate din bar. Inclusiv să joace șah, dar în cazul sau în rem. Așa am spus. Da, ca să mă completez. Funcția de bibliotecar, că ați spus că se va ocupa de activitățile astea full-time? Cum? Adică va avea 8 ore de lucru? Va avea 8 ore, sigur. Dacă e funcția lui? O altă persoană din primărie, cu un mod de funcții? Când fișa postului poate să mai primească și alte sarcini, alte chestiuni. Dar asta este regulă, deci nu că... Sunt reguli, nu? Sunt... Am reținut. Și apoi la capitolul cu mod de funcții. Să mai este Dumnezeu, dar nu cred sub nicio formă și exclud orice comentariu că în primăria Orechești sunt angajați mulți. Exclus total. Deci nu avem supraîncărcare la capitolul de personal. Mergeți pe la comunile dumneavoastră, domnilor colegi. Vă refer cei care sunteți în zona aceea. Și să vedeți, și să vedeți dumneavoastră cam cât sunt acolo. Deci, domnul primar, îmi cer scuze, nu m-am referit că ar fi o încărcare de personal și m-am așa, referit strict așa, la funcția de bibliotecar, da? Da, da, am explicat. Dacă se justifică 8 ore și dacă activitățile care le-ați enumerat, sigur, nu e compatibil cu funcția de bibliotecar, doar asta. Sigur, mulțumesc. Deci, centru cultural, alte activități, dar nu bibliotecar. Mai vrea cineva să adauge ceva la discuția? Da, ne întoarcem la ordinea de zi, punctul 1, privind aprobarea achiziționării terenului pentru școală. Domnul primar? Da. Era o discuție mai veche, de fapt, asta. Da. Eu am prezentat-o în Consiliul Local și acum vreo câteva luni de zile. Legat de nevoia reală de achiziționarea terenului pentru școală. De când spun nevoia reală, mă raportez la nevoia de a asigura spațiul necesar ca școala să poată să desfășoare niște activități ample, și anume activitățile sportive în special. Având șansa, să spunem, ca în vecinătatea școlii să avem cineva care vrea să vândă, și cineva care vrea să vândă chiar și la primărie, pentru că nu toți doresc să vândă, și să spunem și la un preț destul de convenabil, pentru că au fost și prețuri mai mari. De exemplu, cazul vecinilor din lângă școală de acolo. De 10 euro. Așa. Deci am încercat să rezolvăm problema asta pentru că, sincer, trebuie pusă la punct baza sportivă a școlii. Vrem sau nu vrem, investiția în școală este o nevoie reală. Și cred că principala noastră misiune, cât suntem de funcțificare, este să creăm premiza ca acești copii care vor veni de aici în coru, să spunem, să aibă din ce în ce mai mult acces la o bază materială sănătoasă, bună. Sunt mijloace prin care ei pot fi făcuți, determinați, să meargă cu plăcere la școală și nici de cum să-i speriem cu tot felul de lucruri. Nu sunt eu în măsură să dau anateme sau să pun eu verdicte cu privire la felul în care se derulează activitățile în general de învățământ în țara asta, dar cred că partea asta recreativă trebuie avută în vedere și baza sportivă este un element foarte, foarte important. La discuția pe comisie ați văzut și documentația, există și un raport, acum un alt raport, nou raport de evaluare,
este ușor mai mic, chiar ușor mai mic decât cel inițial, ca preț. Și credem că e nevoie, în mod real, ca până la sfârșitul anului să facem achiziția de la primul proprietar, că de fapt sunt doi acolo, și în partea a doua, în partea prima anului, primul trimestru sau cel cu la începutul trimestrului 2, să încercăm să luăm și de la al doilea proprietar. Destinația o să o stabilim tot împreună. Ceea ce cumpărăm acum obligatoriu va fi pentru școală, obligatoriu. Iar în partea cealaltă, jumătatea, respectiv 2400 metri pătrați, vă rog frumos. Va fi cumpărată, cum am spus, și destinația o vom da împreună. Eu merg cu ideea că o parte trebuie canalizat către... Eu am ascultat pe toți. O parte va merge către școală și diferența, cum spuneam. O să facem în așa fel încât să găsim soluții pentru un dispensar veterinar. Actualmente, dispensarul veterinar își desfășoară activitatea într-un spațiu privat, dar cred că în comunitate e nevoie ca să existe un dispensar veterinar în toată comunitatea. Da? Deci o vom analiza și o să stabilim ce facem mai departe. Dacă aveți obiecții, dacă majoritatea din Consiliul Local spune nu, nu o să cumpărăm. Dacă majoritatea spune da, o să cumpărăm. Dar nu cred că va exista cineva din consilieri locali care se poate să spună nu în condițiile în care copiii au nevoie de spațiu în care să fie să activitate. Nu cred. Și cine ar face lucrul ăsta, oricând ar fi suficient de informat, orică nu se gândește că acei copii ar avea nevoie clară de spații în care să-și facă și ei ceea ce este nevoie. Bun. Ca preț. Ați avut aici datele comparate. Mi se pare că este cât se poate de accesibil, să spunem. Respectă valorile de piață din zona asta a Judonești. Nu văd să existe niciun fel de impediment sau, eu știu, de discuții, în care nu sunt prețuri umflate sau alte lucruri care să comenteze. Da. Acelea valorile de piață în Comuna Urechești, la teren de intravilan, sunt între 1,5 și 2 miliarde de lei hectar. Cam asta este legea. Așa? Deci se respectă în totalitate valorile și, pe general, valoarea totală, cum o spune și așa, ar fi de 109.500 de lei. Tot puterea. Inclusiv. Totală, valoarea totală. Sau 24.000 de euro, 347. Cam asta ar fi valoarea totală. 24.000? Da. În prima fază se plătește jumătate în anul ăsta, am zis, și jumătatea anul viitor. Cam așa ar dori și cumpărători, și vânzători. Da. Deci cam asta ar fi. Dacă mai sunt alte cereri, să... Da. Fac observația că ceilalți din vecinătate care ar fi avut și ei de vânzare, cereau mai mult. Da, de... Da. Se înscrie la cuvânt cineva pe faza doamna Vladă? Da. Următorul. 24.300. Se mai scrie cineva la cuvânt pe baza materialelor discutate? 346.000 euro. 109 lei. Merga de ei, nu? Care vrea să-mi scrie, care nu... Doamna Lavinia, aveți cuvânt. Da, vreau să citesc raportul Comisiei Juridice și de Disciplină, ce s-a discutat în cadrul Comisiei pe baza acestui proiect.
domnul primar umblă la sentiment când spune că nu crede că ar exista oameni care să nu voteze. Nici eu nu cred, dar trebuie date informațiile necesare într-un proiect. Adică să se înțeleagă absolut tot. Noi avem aici niște nelămuriri, dar am să citesc ce a scris, ce s-a discutat în cadrul comisiei. Primul punct, se aprobă raportul de evaluare elaborat de cele trei societăți de evaluare. Am înțeles că sunt văzut trei societăți de evaluare. Se aprobă împuternicirea domnului primar Talabă Nicolae să semneze contractul de vânzare-cumpărare în numele Comunei Urechești. Comisia juridică solicită ca plata să se efectueze în lei la cursul BNR din data la care se va semna contractul. În proiect, noi am înțeles că nu s-a încheiat încă acest contract de vânzare-cumpărare. Nu putea să. Așa, nu se înțelege din proiect. Nu s-a încheiat cum se putea. Da. Taxele notariale să fie suportate de ambele părți. Trebuie să existe hotărâri consiliului. Da, i-am răspuns cu Să vorbească. Eu citesc ce s-a discutat. Comisia nu își asumă răspunderea pentru dezbaterea moștenirii terenului în cazul în care nu s-a făcut această dezbatere sau punerea în posesia proprietarului pentru a cumpăra acest teren. Din proiectul de hotărâre nu reiese scopul achiziționării acestui teren. Ba, nu da. Se spune pentru ce. Ne-am uitat greșit. Nu se spune niciun. Până acum la din ce am discutat noi, ce cine s-a prezentat, astăzi, înseamnă că domnul secretar nu-și face cum trebuie, unde nu s-a prezentat. Vă dau și dumneavoastră să știți asta. Rest, de aici... Eu una nu am găsit cont. Nu, măcar așa, de ce-am lucrat noi pe comisie, da? Așa să discutăm. Membrii Comisiei Juridice consideră ca fiind mai reală evaluarea realizată de SCI & E Group Estimări SRL la prețul de 4,46 euro pe metru pătrat față de societatea Bodron propusă de domnul primar cu prețul de 5,40 euro. Am înțeles că estimările sunt făcute în 2011. Astăzi am văzut o actualizare 2016. Noi deja discutasem treaba. Deoarece nu se achiziționează terenul pentru afaceri, ceea ce am spus mai sus, ci ca loc de joacă sau bază sportivă, am intuit noi, așa din Sunțeica, fostul teren de joacă fiind ocupat de construcția care se va... Din noua credință. De noua credință, am scris aici, de noua credință pentru sportiv. Asta este raportul Comisiei Juridice și de Disciplină. Este favorabil, dar dacă să se scrie în raport tot ce am discutat noi aici. Nu suntem împotrivă. Dar să se remedieze niște treburi. Să se clarifice, da. Să fie mai clare. Mulțumesc. Domn primar, dați răspuns acum? Sau? Da, da, da. 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 Referitor la destinație, în fraților, eu cred că am fost cât se poate de concret. Deci, destinație propun să fie anul ăsta imediat, jumătate din el, pentru că astea sunt posibilitățile de plată, da? Și asta înseamnă că va fi canalizat către școală, către amenajat spațiu pentru joacă la copii. Jumătatea cealaltă o să luăm anul viitor. Și sper că în primul trimestru, dacă nu cel târziu la începutul trimestrului 2, unde, cum spuneam, o să stabilim împreună cam ce destinații dăm. Și vedeam lucrurile și continuând investițiile pentru școală, dar și cu alte chestiuni, cu alte destinații care pot fi orientate în etapa următoare, având în vedere totuși faptul că e vorba de jumătate de hectare aproape acolo, da. 4.800 de metri pătrați. Și cam așa se prezintă situația, nu că aș avea vreun interes, eu nu știu de care. Deci, destinația e clară. Ce cumpărăm acum este pentru școală, anul ăsta. Pentru că vreau să trecem la capitolul amenajat. Ușor, ușor, trebuie acolo trebuie defrișat, trebuie demolat, trebuie rezolvat o serie de lucruri care ne obligă în mod imperativ să le punem în mișcare. După aceea, discutăm pe anul viitor, pe partea a doua, când vom face iarăși o discuție și o să stabilim ce facem
cu acel teren. Cât din el o să meargă la școală sau ce o să fie. Da? Deci mai sunt lucruri de făcut. Important este să ai ca și proprietate publică, că noi acum, de fapt, nu facem decât un act de vânzare-cumpărare, introducem în domeniul public al Comunei Urechești, un suprafață de teren pe care o vom lua și pe acel domeniu public noi stabilim ce facem cu el. Da? Facem teren de joacă la copii, facem altceva. Sunt la, terenul va fi la, la dispoziția noastră, a comunității, în care se spune că trebuie să rezolvăm o serie de lucruri prioritare. Nu e vorba că ia cineva dreptul școlii sau... Nu. Facem tot ce trebuie făcut la momentul acesta. Da. Mulțumesc. Domnul Porun, aveți cuvinte. Proiectul de hotărâre se precizează doar suprafața totală. Dumneavoastră acum spuneți că, de fapt, achiziționați numai o parte. Clarificări nu sunt. Dacă partea care voi achiziționați, ce suprafață este, dacă este același proprietar și pentru ce destinații. Aș zice, spuneați de două etape, să achiziționăm acum o parte pentru explicit, exclusiv pentru școală și partea a doua, facem alt program de hotărâri cu destinații precise. Cu... Deci zic că acum este ceva cam ambigu și eu nu prea am înțeles. Și cumpărăm parcela de lângă școală, viniță, sau parcela de altă. Păi, vine de știut, am mai pățit-o. Am cerut cartea funcțională la, la domnul secretar și a spus că nu poate să-mi dea de ei. Eu nu știu, noi nu știm a cui, am lucrat pe comisia juridică, n-am știut a cui e terenul. N-am știut dacă s-a dezbătut taxa de moștenire pe teren. Păi, dar se treabă oamenilor, nu-i treaba mea. Eu știu ce, vreau să știu ce cumpăr. Eu când cumpăr un lucru, vreau să știu cu cine semnez. Păi, dar iau toate documentele. Haideți. Deci asta vreau să știu. Dom'le, cumpărăm un lucru, vreau să știu ce cumpăr. Deci, familia Catane e cea care are teren. Că sunt doi moștenitori, asta e treaba lor, de familie. Da? Și jumătate cumpărăm acum, ca trei, capacitatea noastră de a plăti, jumătate o luăm anul viitor, în primul trimestru. Și atâta. Prima jumătate e în vecinătatea școlii sau e partea aia? Asta mă interesează. În vecinătatea școlii. Lângă școală. Ce mare filosofie să înțelegeți. Deci, domnul primar, cumpărăm pământul și acolo. Cumpărăm de acolo. Cum s-a făcut cu biserica? Ați venit în precis. Când a construit biserica, ne-a donat nu parcela de lângă biserică, ne-a donat parcela aia la altă. Când a dat construcția bisericii, n-a fost la fel? Ce a fost, a fost. Și donat. Ce vorbești de donat? Habar nu. Deci, domnul primar, m-am referit. Proiectul de hotărâre, cumpărăm anul ăsta cât plătim, îi dăm destinații precise și alt proiect de hotărâre când cumpărăm partea aia cu destinații precise, ca să fiu mai explicit. Nu. Sunt în două, nu? Mergem pe total. Total, pentru că e vorba de 4.800 de metri pătrați și putem la discuția. Pentru care momentul? Păi, nu. Bine, eu mi-am spus punctul de vedere. Domnul Pisecaru, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Eu vreau să am garanția că lucrurile... Ce să gândească după aceea să o vândă și ce am făcut? Rămân fără ea. Dar s-a făcut. Dacă nu o cumpărăm, ce păi, deci, păi actele acum la notar o facem pentru 4.800 de metri pătrați sau pentru jumătate? Pentru, mă duc cu primul, după care o să mergem și cu al doilea. Păi și garanția de unde am că planul cel nobilit. Mă vinde și mi-o vinde la același preț. Faceți un contract în sensul ăsta? După, asta da, era. Același preț. Destinația pentru școală. Păi unde? Nu știu, nu rezultă din niciun act proprietarul domeniul va public, domnule, dar noi luăm pentru domeniul public și după aceea am înțeles că luăm pentru domeniul dar public, școală, nu domeniul pentru public acasă. Al Comunei Urechești. Dar ce spațiu e necesar pentru școală? S-a estimat? Pentru joacă. Mai există în afară de construcția... Că ai nevoie de de fotbal, de handbal, de ligă, am înțeles. Dar sunt anumite spații. Ok, copil. Haideți să ne încheiem discuțiile în deriză. După aia a fost discuția de comisie. Deci, vă rog, nu uitați cu discuția în deriză. V-am scris pe listă dacă aveți ceva de spus și spuneți la obiect. Eu m-am scris. Domnul Pisecar, aveți cuvânt. Vă rog. Domnul primar, deci... Noi ne punem punctul în și întrebăm ca să știm și noi, să fim oportunizii cauză. Eu am întrebat, aș întreba, deci noi a spus că la începutul anului o să achităm jumătate din suma, am înțeles să ziceți, jumătate din suma de 24.347 și o să, deci pentru toată suprafața de teren de 4.169 ne înțelegem cu proprietarii, iar jumătatea cealaltă de bani, deci practic îți plătim 12.000 de euro, 150 și ceva,
aș dori să specifice acolo, nu cumva, dacă noi o să plătim în a doua decadă a anului, dânsii să vină cu modificări, pentru că piața imobiliară poate să crească, o să aibă fluctuații. Deci aș dori să fie precizat. Dacă noi avem toți banii să-i dăm acum, deci la sfârșitul anului sau la începutul anului 2017, deci a vrut să specificăm la notar, da, domnule, avem suma asta, deci așa rămâne. Iar cum a prezentat doamna colega noastră în raportul Comisiei Juridice, acum nu știu dacă e așa, dânsii cer sau propun ca plata la notar, deci comisionul notarului, să o plătească ambii, și cumpărătorul și vânzătorul. Acum nu știu dacă noi ca primărie, deci nu știu dacă putem să facem noi treaba asta, poate plătim numai noi. Ca instituție publică. Da, nu știu asta. Dânsii au trecut, au scris acolo. Deci asta m-a interesat, dacă nu se modifică prețul. Și, deci, practic, ar mai fi încă pe atâta teren, deci încă pe atâta, aproape 5.000 de metri pătrați, ar mai fi în veci. Nu, tu din ce? Și iar asta, deci asta este, că am întrebat domnul Porumb, este în vecinătatea curții școlii. Dar nu știu unde. Da. Pe mine asta mă interesează. Deci dacă noi plătim doar jumătate din bani. Jumătate vreau anul ăsta ca să rezolvăm problema. Sfântul anului s-a început anul 2007. Având în vedere situația cu acești copii, trebuie să aibă bază sportivă. Bine, că dacă noi plătim la sfântul anului sau la începutul ianuarie, februarie, martie, oricum. Mă refer la anul ăsta. Nu știu de anul viitor. Durează până când se intre în amenajare, împrejmuire, să lăsa alte etape. Și anul, din prima etapă următoare, plătim asta mai mult. Așa am și discutat cu ei. Și oamenii sunt de acord. Deci, eu nu mai întreb, că am întrebat și alții. Deci, sigur, proprietarii dânsi, sunt cu dânsi și bateți bani, spunând așa... Dar vă transmitați informații, că nu am niciun interes. Da, și e mai bine să le transmiteți, ca să nu mai discutăm, băi, că nu e adevărat. Mai bine așa. Da, deci, dacă vreți să răspundeți, dacă sigur rămâne suma așa și... Omule, dar nu poți să sar din regulă. Nu știu. Deci nu poți să sar din regulă. Acum nu mai discutăm, că s-a mai întâmplat, nu mai repet, și eu am repetat domnul Andrei. Deci, astea sunt lucruri care sunt s-a mai întâmplat. Noi n-am mai cumpărat niciodată terenul. Am împrumutat bani să facem ceva și... Nu, dar noi n-am cumpărat teren la nimeni. Mai vreau să pun o întrebare. După aia o să mă mai scriu la alte. Da, o să mai fie. Da, mai vrea domnul Porun să mai adaugă ceva. Deci, fără să am pretenția cum mă pricep la problemele juridice, văd aici trei firme de evaluare, una cu 4,46, una cu 5,4 și a treia, mă rog, mai mare. Mai mare. Ați luat-o în considerare pe cea de la mijloc, 5,4. Eu nu știu care este cadrul legal. Noi, dacă am fi să fim mai economi, am luat cu banii noștri mai zgârciți, între ghilimele, am luat-o cu 4,46. De ce nu am luat-o cu 4,46, este o întrebare. Dacă este o reactualizare din 2011, când toate cele trei firme au făcut, pentru 2016, pentru că toate, în raportul lor, toate firmele au făcut raportat la piața din anul respectiv. Deci, în raport, toate au prezentat datele din, s-au raportat la prețurile din piață existente în 2011. Da, președintam, aici o problemă care vreau ca să o discutăm împreună. Eu, din punctul meu de vedere, vă dau cuvântul meu de onoare că eu nu suspectez pe domnul primar de rea credință în cumpărarea acestui teren, pentru că noi discutăm despre acest teren cu ani mulți în urmă. Încă eu, la un moment dat, chiar avusesem deja impresia că s-au rezolvat anumite lucruri. Problema este totuși o chestiune aici. Să spun în felul următor.
proprietatea moștenitorilor defunctelor Catana Vesnu și Catana Elena. Da. Cine sunt moștenitorii? Sunt cei doi. Care? Eu nu, stați un pic. Este o problemă aici, părerea mea. Eu nu știu de ce. Deci, este domnul Nelu Catană. Îți dă o ramură. Nelu Catană și cu sora lui. Sora care e decedată și are un fiu. Și sora. Sora este decedată, are un fiu. Au succesiune făcută. Are succesiune făcută, are toate actele în regulă. Atunci e în regulă, nu se pune problema. Deci eu am vrut să clarificăm chestia asta, că era de foarte mare garantat, importantă. Vă spun clar. Deci ce spun de două? Deci două chestiuni distincte. Pentru că moștenitorii de funcțiilor este Nelu Catană și cu sora acestuia. Sora acestuia fiind decedată. Iar preia băiatul. Preia băiatul, dacă are actele de făcut dezbatere de moșteniri, exact nu? Exact cum a spus și domnul primar, e problema lor. Să aibă actele. Dar e rezolvată problema. Oamenii și-au făcut succesiunea cu notar. Deci înseamnă că în astfel de condiții s-o clarifica și chestiunea asta aici, așa că dacă era notată, probabil că nu mai puneam întrebare. Deci înseamnă că totul este în regulă. Ce mai avem noi de rezolvat? Să aprobăm proiectul de hotărâre, să cumpărăm terenul în scopul prevăzut în proiectul de hotărâre pentru școală. L-am explicat în ședință. Eu v-am explicat și asta a scris. Acum problema este, eu nu intru în polemică și în discuții cu colegii mei, așa, eu mă adresez președintelui ședinței. A spus o întrebare foarte bună. Deci, părerea mea la ora actuală este că, prin aprobarea acestui proiect de hotărâre, pentru care eu sunt de acord cu el, și voi vota pentru, sarcina de legalitate îi rămâne domnului primar. Deci în ceea ce privește actele de notariat, de dezbateri, de moșteniri, de tot ce există, o tranzacție între cumpărător și vânzător. Acelea nu mai intră în competența mea a Consiliului Local, dacă eu am aprobat acest proiect de hotărâri. Competența rămâne a domnului primar, că însuși prin proiectul de hotărâri l-am desemnat să se ocupe de acest lucru. Deci, pentru legalitate, este direct răspunzător. Și cu asta am încheiat situația. Bine. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Se mai înscrie cineva la cuvânt? Eu mă înscriu. Da? Deci opoziția, dacă o putem numi așa, este de acord în genere cu acest proiect. Clarificările, prețul, deci observațiile care le-am, sau întrebările care le-am pus, răspunsul la, da? Deci ce suprafață, de ce o achiziționăm, ce destinație, n-am înțeles-o. Achiziționăm jumătate cu destinația joacă pentru școală și mai achiziționăm nu știu când. Avem proiect de hotărâri pentru jumătatea asta, dacă o plătim acum. Ce destinații va avea următoarea jumătate când o cumpără? Proiect. S-au precizat tot în ăsta. Dar aici nu spune nimic. Proiectul de lege. Și iar eu am considerat că nu, cel puțin nu am avut răspuns, pentru un număr estimativ, nu știu, natalitate sau ceva, un document sau... Adică cât spațiu de joacă am eu nevoie? Mi-ajunge mie jumătate din suprafața asta pentru spațiu? Mi-ajunge o treime? Mi-ajunge de două ori mai mult și trebuie să mai cumpăr? Nu e nicio fundamentare. Asta era problema. Da. Nu că suntem împotrivă să achiziționăm sau să amenajeze. Asta se demonstrează prin vot. Dacă nu sunteți, nu votați. Dacă sunteți, domnule, votați. Suntem, dar venit cu clarificări. Nu. Pun două, trei propoziții și după aia... Nu suntem de rea credință. Nu suntem de rea credință. Asta să se înțeleagă. Vreau. Nu. Trebuie mai multe clarificări și atunci aștept ce votăm. Deci să nu se pune eticheta cu rea credința. Asta vreau. Proiectul de lege aici e pentru tot terenul. Domnul Rogaș. Nu e proiect de lege. Din hotărâri. Proiectul de lege, păcat. Am văzut că sunt discuții multe.
dar pe casă am avut hârtie în față și n-am înțeles nimic din toate hârțogăraia asta. Noi cumpărăm 4.800 și ceva, 4.900 de metri pătrați pentru școală. Nu-i pentru biserică, nu-i pentru crâșmă, nu-i pentru haimanale de pe asfalt. Sunt pentru școală, ca să înțeleagă toată lumea, pentru că nu înțelege. Discutăm și timp ce discutăm, pentru ce și cât. Luăm din banii care avem pe 2016, câți bani o fi, să vedem ce rămâne pe buget, că primarul n-a spus ce bani rămâne pe buget în 2016. Și dăm o diferență de bani pentru suprafața care se încadrează în banii respectivi. Noi te cumpărăm 4.900 de metri pătrați. 4.900 de metri pătrați, luăm în prima tranșă, dăm diferența în prima tranșă, ianuarie, februarie, martie, când vine bugetul. Ce trebuie atâta filozofie când dă și nu-mi dă? Dacă e pentru școală, curtea școlii poate să aibă și 4.000 de metri, poate să aibă și 2.000 de pătrați. Depinde de numărul de copii. Dacă avem 100 de copii, lăsăm 100 de metri pătrați. În fiecare copil, 100 de metri pătrați. Restul de pământ, facem stadion, facem ce avem de făcut noi. Că am zis că facem stadion pentru copii. Acum venim, acum cât a luat și când a luat. Nu ești la școală, tot copiii îți duc la biserică? Nu duc la școală, e majoritatea. Dar unde duc la școală? Ei, duci la școală, vin la Urecheș. Cine de la Urecheș? Păi e dat tu, dar mai sunt și proști care de din comună la Urecheș. Sunt mulți copii la Urecheș. Și sunt copii buni, spun eu, la Urecheș. Mai bun ca la tot. Păi de acolo ieșit mult cu oare. Gata, altceva. Domn primar, vreau să știu un singur lucru. Câți bani dăm în prima tranșă? Jumătate din sub. Înseamnă 12.000 de euro. 12.000 cam 100 și ceva de milioane. Da, enorm. 1 miliard și... Mai pun ceva. Așa, cât mai pun? 550 de milioane. 550 de milioane. Cât? 550 de milioane vechi. 5 euro. Milioane vechi. Așa. Bugetul de cărimitie? Ce am văzut? Falul 2016. Nu mai pare unul. Să avem o rectificare în exact. Și rezolvăm problema, așa fel că se canalizăm acești bani. Prima tranșă și patru. Așa. Ce vreau să mai întreb? Luăm prima tranșă de teren. O luăm toată suprafața de la șosea de 34-36 metri. O luăm? Scrie acolo. Suprafața aici e acolo. Suprafața de la distanța de la drum. Câte 30? Dar unii scrie 30 ceva de metri. Dar unii scrie 33 de metri. Nu discutăm de metri. Pe dânsul. Domnul primar, jumătate și pe lung, jumătate și pe curmezeș. Deci 2.400 de metri pătrați, îi luăm în prima tranșă. În prima tranșă. De la șoseaua de la care duce spre Sascut. De lângă școală, spre Sascut. Spre Sascut. Da. Atunci, ați înțeles. E lungi. Păi da, acolo sunt două profete. Unul și a doi. Luăm prima parte a asta sau luăm pe curmezeș și invers. Eu asta am luat. Adică vrei să zici în față sau în spate? Domnule, asta. Așa. Da, domnule, de la drumul județean, prima parte, prima parte. Școală. Urmând, scrieți așa. Da. Bine, vă mulțumesc. Ca să nu mai... Se mai scrie cineva la cuvânt? Domnul Dumbrăveanu? Da, așa. Doamna Lavinia? Nu, nu are sens. Vreți două cuvinte. Adică noi ne dezbatem ca Consiliu Local pentru pământul ăla unde va fi el și așa și cu el. E școala, îți va face repartiția ei. Fac o teren de handbol, fac o teren de fotbal, fac o teren de basket. Nu e treaba cu primării ca școala cum se poate organiza ei acolo jocul de copii, copii de jocul. Fiecare școală își face ei singuri. Că știți care treaba? Bă, ia școală, bine, să ia de mai poate vin gândul ăsta. Copiii se duc acolo de joacă. Așa că ea are o oră de fizică, eu poate face sport acolo, poate face gimnastică acolo. Asta, mulțumesc. Nu-i fundamental, președinte. Doamna Lavinia. Eu sunt ca cei mici, adică mie, dacă nu mi-au răs exact clar, eu nu înțeleg. Da, bine, nu înțeleg bine, da, bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, ca să înțeleg niște treburi, sau să fie clar, ordine proiect, deci nu am nimic împotriva acestui proiect, nu înțeleg că-s greșit, și nici nu incriminăm, și nici nu incriminăm bine. Bă, nu-i achiziunăm proiect, acum pământul ăsta, ce era așa că e voi? E, da, dar sunt niște trebuie fundamentat, greu nu este. Trebuie fundamentat. Atât tot, deci nu am niciodată un copil, eu personal. Doamne Iurică, depinde primăria, cumpără acolo pământul ăsta de acolo, 4.000 de lire pe rău. Primăria, că noi o dăm către școală, este un lucru bun. Domnovice, am pus un set de întrebări. De ce 5.4, nu 4.46? De ce, dacă trecem o suprafață și o cumpărăm acum, să o trecem pe aia în proiectul ăsta, și proiectul, suprafața următoare, că nu o plătim, atunci îi dăm destinație, am pus întrebările clar. Deci nu sunt împotrivă, dar fundamentat
și ca să înțeleg pe ce semnez. Asta am spus. Deci nu, am zis, nu puneți eticheta rea credință. Nu. Dar haideți să clarificăm și să fundamentăm. Că-i Pilat... Gata, hai, vă mulțumesc. Ce n-ai? Fundamentat și nu avem nimic împotrivă. Mai facem o ședință. Domnul... Vreau să mai întreb, dar nu știu dacă... Hai, spune la voastră. Vreau să întreb dacă... Hai, spuneți dacă... Ești la lungime, zice, s-a discutat, după aceea dânsul, da, cu 33, în fine. Dacă avem loc sau dacă e bine, ca lângă curtea școlii, sau ce facem noi acolo, să vină și dispensarul veterinar, nu, animalele cu caii... Deci am fost o propunere. Bine, propunerea aia va avea... Dacă nu mă înșel eu, în spațiul privat de unde este la școală acolo, eu n-am văzut nici o vacă, nici o capă, nici o oi. Nici activitate. Dacă luăm terenul, îi dăm destinația aia. Dispensar veterinar nu e impune, se vii vaca acolo. Nu, dar dacă luăm terenul... Domnul Păsăcar, eu după când și eu am mare mult eu. Eu nu știu cu vaca de dispensar în fața mașinilor. Vine vaca, vine doc, medicul. Dar vine docul la mine în zona mea acolo, că te-ai urmă. Mulțumesc. Haideți să votăm ce s-a discutat. Cine este pentru? Pentru. Deci atât și terenul, cât și... Care e 8? Numărați. Încă o dată, lasă-mi la mărăt. 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Și este vorba, da, ca să clarificăm prețul la 5 euro, da, conform actualizării. Cerute chiar în timpul comisiei. Puneți valoarea totală, da? De opoziție. Deci este 5 euro, aveți în față materialul. Aș vrea să se... A venit acum rapid. După vot a venit. Era 5, dar așa zis, domn primar, de 5. S-a schimbat. Vreți să comparați mai scump? Ați spus, am venit. Dar dumneavoastră hotărâți acum, domn secretar, prețul la euro, la vezi, dar domn primar a zis 5,40. Dumneavoastră acum a zis 5,8. Eu am primit loc așa. Deci în 3 zile s-a modificat la 35.000 de euro asta, la 24.000. Vreți să comparați cu 5,40 și nu cu 5? Dar dumneavoastră a spus treaba. Aveți în față acolo numărul. Bun, distrii. Aveți în față. Dar când a fost votat? Dar când a fost votat? Acum. S-a votat. Dar pe 5,40, nu a zis domnul primar. Eu nu hotărăsc, eu asta vă spuneam să punem la părere. Dacă e 5 lei și e rău. Poate să fie și 4, și 3. Păi eu am spus. Da, domnul primar, dar dumneavoastră a zis 5,40. Domnule, am zis păi valoarea împărțit la suprafață, să fie metru pătrat. Vreți cu 5 euro, cu 5,40? Întrebați că acum aș fi la bine la piață. Păi nu se înțelege. Haideți, domnilor, să ne vedeți. Noi avem o ofertă de la vânzători. Este o ofertă de la vânzători. Domnul Gheorghiță. Nu cumpărați. Domnul Gheorghiță Andrei. Se poate face anticontract. Sunt o grămadă de clauze. Domnul Andrei, sunt două treabă pe să punem ca oameni. Eu o să treacă în toată lucrurile. Am început lângă tine acolo, le-a fost centrul ăla. Ai fost contrat o an de zile, nimic nu am spus ăla. După o an de zile l-am construit. Funcționează foarte bine. Sunt foarte mulțumit că sâmbătă de sâmbătă tine de soară cu activitatea. Este un centru de 8-a 10. Văzut în județul Bacăului, este frumoasă de județ. Doi la mână. Acum e venit o contract cu școala asta. Eu am scăzut școala, au zis în părinți la copii. E un lucru pentru mine foarte urât, că de asta veniți numai cu bieță. Dumnezeu, hai să facem un lucru bun pentru comunitate. Eu uite, 4 ani plec. Și mă poate de acasă. Hai să rămâi ceva în spate, nu văd-o ca ceva la oameni. Nu-mi plac la sentimente. Domnul Andrei, tu stai în bagata. Nu suntem împotrivă. Nu stai în bagata. Mi-am pare rău că la Vidia, care este profesor de școală, plătează cu asta. Îmi pare, mulțumesc. Acum părerea mea. Nu, ne-a pus eticheta cu asta. Domnul secretar. Gata. Domnul la Vidia. Dar să se schimbe niște puncte în acest proiect de hotărâre. Atâta tot. Domnul Eu general, să le fie mai clar. Să fie mai clar. Clar. Deci avem 8 voturi pentru, 4 se abțin și se abține. Nu mă abțin, nu votez împotrivă. Doamna președinte, deci părerea mea este în felul următor. Domnul secretar, dumneavoastră în procesul verbal
Vă rog să faceți mențiunea la prețul care s-a stabilit pentru evaluarea de 5 euro, ca să nu să aibă... Așa, cine a stabilit? Așa, deci... Prin evaluare. Deci noastră consemnați în procesul verbal problema asta, iar responsabilitatea documentelor îi aparține celui care face... Executivul. Apoi. Primarului. Nu e executiv? Mai discutăm și la diverse ceva? Nu. Domnul, mie mi se pare o chestie. IEM Bondul, care în 2011 a făcut evaluare la 5,4 euro, în 2016 face la 5. Da, că i-a scăzut. Așa, în 3 zile. În 3 zile. Aici nu mă bate și 3 zile. Le puteți o hârtie, lucrăm pe comisii pe un preț și acum în ultima zi, cum să vă aprobăm noi măgării de astea? Să fii față, domnule. Eu lucrez, vin pe comisii să lucrez un... Cum aduceți trei dosare, trei evaluări într-un fel și acum veniți cu altă. Ce mai greșește așa? Ați spus că vreți reevaluare nouă în timpul cancer. Da, am cerut domnule reevaluare. Domnule secretar, prețul a scăzut. Cine ai vreți? Domnul secretar, nu liniști. Să unde scrie 5 euro? În 2011. Au, aveți acolo. Da, dar ce să vreți în față? 5-40 m-am putut. Cum aveți bani de zonă? Băi, domnul secretar, pare rău. Deci, noi ne străduim. Cu asta și fracelul. Deci, mai